Bună ziua, dragii noștri prieteni privitori! Astăzi, o zi de toamnă, toamnă care ne arată că trebuie să cucerească și spațiile în care trăim noi. Eu m-am și îmbrăcat un pic mai bacovian, așa, ca să fiu un ton. Plouă, afară plouă liniștit, ca să parafrazez un mare poet. În cadrul proiectului Hrană pentru Suflet, și cred că astăzi este într-adevăr o zi în care această sintagmă își va găsi locul foarte, foarte bine. L-am invitat pe domnul doctor inginer Nicolae Braniște, bineînțeles și poet și scriitor, și decorul cred că vă place foarte mult. Trebuie neapărat să anunț că tot ceea ce vedeți aici este făcut cu mânuțele acestea două și cu mintea dânsului. Deci toate soiurile acestea sunt create de domnul doctor inginer Braniște. Bine ați venit, domnul doctor! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru că m-ați onorat cu această prezență în această zi de toamnă și foarte frumoasă. Și eu chiar pe drum am zis că o să mirosim a ploaie, în șuvoaie, a apă sănătoasă, cu roade bogate pe masă. Pentru că, așa cum ați fost anunțat de către domnul președinte Mitroi, astăzi o să lansez o nouă carte pe care am de versuri, pe care am intitulat-o Neastâmpăr de octogenar, întrucât în acest an voi împlini această frumoasă vârstă, zic eu, pe care vă mulțumesc, pe care vă doresc și dumneavoastră să o sărbătoriți în același mod sau chiar mai plăcut. Da, mulțumim decât frumos. Atât. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă, prin câteva cuvinte, a ceea ce reprezint eu ca cercetător, fost cercetător în cadrul Institutului de Pomicultură, dar și ca argeșan, născut în Prundu Mare, se chema, după aceea un cartier al Piteștiului, care mai târziu, după ce a fost demolat, s-a numit cartierul petrochimiștilor, iar acum toată lumea cunoaște că este unul dintre cartierele foarte mari și frumoase ale Piteștiului. Și tot Prundu-i se spune, petrochimiștilor. Da, acolo am copilărit, am făcut școala primară, de acolo am venit la liceul la Pitești, făcând drumul pe jos, cum erau vremurile, prin anii 56-57. După care am făcut, am fost nevoit să fiu înscris la Facultatea de Horticultură din București, pentru că fiind fiu de preot în acele zile, în acea perioadă, se umbla la dosar, la originea sănătoasă a fiecărui dintre cei care doreau să devină intelectualii țării, încât, mă rog, prin ajutorul pe care l-am primit din partea unor oameni binevoitori, am reușit la Facultatea de Horticultură, pe care am terminat-o în anul 1967, fiind repartizat direct prin repartiție guvernamentală la Institutul de Pomicultură de la Pitești, unde mi-am desfășurat activitatea timp de 42 de ani,
într-un program intitulat Ameliorarea și îmbunătățirea sortimentelor de pomi. În anul 1967 amintesc că s-a înființat și Institutul de la Mărăcineni, Institut Național, care a împlinit deja 55 de ani de existență și care, într-adevăr, reprezintă prin rezultatele pe care le are și pe care le-a introdus în producție o forță în pomicultura românească. Din păcate, rezultatele noastre întotdeauna au fost acoperite de importurile făcute de către, după 1990, de către cei care conduc economia, însă toate rezultatele acestea au fost apreciate, iar unele dintre soiuri se regăsesc în culmea, în livezile altor țări, Olanda, Belgia, aceste soiuri de păr, dintre care acela, în cadrul Congresului European care a avut loc anul acesta la noi în țară, cu participarea a 70 de țări de pe continent, acest soi, Isadora, este primul soi de pere cu rezistență, imunitate la arsura bacteriană din lume și acum este bătaie pe el pentru a-l promova în cultură alte țări. Un soi de iarnă, pentru că aici sortimentul era mai puțin dezvoltat. Și acum să trecem și la partea pentru care ne-am întâlnit astăzi. Am scos acest volum care conține peste 120 de poezii în care am adunat gândurile mele aproape zi de zi, cum mi-a intrat în obicei, să comentez ca un fel de cronică a vremurilor noastre diverse subiecte care mi-au venit în minte legate atât de ce se petrece în jurul nostru, cât și de tot ce simte sufletul unui om care vrea să lase ceva în urma lui. Da, trebuie să spun și eu câteva cuvinte despre volumul acesta, l-am citit. Și vă spun că au fost poezii care mi-au plăcut foarte, foarte mult și au fost poezii care mi-au plăcut mult. Nu mi-a displăcut niciuna. Ce mi se pare interesant este că domnul Braniște, meticulos, așa cum îl știm, și prolific, face ceva foarte interesant în cartea asta. Bine, nu este singur, dar pe mine mă sperie câteodată meticulozitatea asta, eu sunt mai altfel. Are poezii adunate din 2022, septembrie, dacă nu mă înșel. Da. Și bine, sunt unele care nu sunt datate, sunt multe care nu sunt datate, dar cele care sunt datate, efectiv, sunt scrise în ordinea în care le-a primit de la divinitate. Și continuă din 22 până în 2023, parcă tot august, septembrie, da, cam așa ceva. Okay. Deci pe parcursul unui an de zile, cu, bineînțeles, interferențe unde nu are datele respective. Chiar denumirea acestui volum, Nea Stâmpăr de Octogenar, e un pic ludică, un pic jucăușe denumirea, pentru că, na, ce Nea Stâmpăr poate să mai aibă un octogenar? Să știți că poate să aibă, pentru că și oamenii care ajung la vârsta aceasta, după ultimele cercetări, se pare că este o vârstă la care încă poți crea, atenție, n-am zis procrea, am zis crea,
Iar dacă ai toți voi acasă, chiar cu experiența pe care o acumulezi și prin și tot ceea ce trăiești și auzi și vezi, și eu știu, în sfârșit, ai ce spune dacă le pui cap la cap, știi să le pui cap la cap și știi să le explici. Domnul Braniște nu face aici numai poezie descriptivă, are și unele poezii descriptive, dar analizează foarte mult, analizează subtil de tot, are o analiză de... Așa, trebuie să... Vă spun cinstit că a trebuit să citesc multe poezii de 2-3 ori ca să îmi dau seama despre ce e vorba. Pentru că din bucuria mea este că începuturile domnului Braniște au fost într-un fel, la ora actuală domnul Braniște scrie cu totul și cu totul altfel. Poate să scrie și foarte ușor, dar poate să scrie și foarte complicat și mai ales trebuie să citești printre rânduri. Trebuie să citești printre rânduri ca să-l înțelegi. Volumul conține... Este exact ca scrierile lui Shakespeare. Nu seamănă aproape niciuna cu alta. Ba chiar francezii făceau o glumă. Ei nu prea glumesc cu chestia asta, dar englezii au crezut că e o glumă. Mi spuneau că, domne, dacă nu cumva îl chema Jacques Pierre și era francez. Și ni l-ați furat voi și i-a spus că se cheamă Shakespeare. Așa și la domnul Braniște trece de la una la alta. Ai avea tendința să crezi că n-au legătură, dar dacă citești, ele sunt pe teme, nu sunt scrise în carte pe teme, dar dacă le aduni, cele cam cu aceeași temă, poezii de Crăciun, de Paște, de, eu știu, deci cu temă religioasă, poezii cu temă avangardistă, poezii cu temă, își pune întrebări existențiale, cu temă filozofică, le aduni, am avut surpriza să-mi dau seama că se continuă unele pe altele. Mi s-a părut ceva fantastic. Mi s-a părut ceva fantastic, dar restul puțin mai încolo o să lăsăm pe domnul Braniște să ne citească din scrierile dânsului. Vă rog, domnul doctor. Deși pare... Zic că mai altfel, eu să am mai scris zilele acestea și m-am pregătit pentru această lansare scriind alte versuri. Da, și am exact să... ce vă spuneam, e foarte prolific. Da, e neastâmpărat, O să vă las dumneavoastră plăcerea să le citiți. Bineînțeles, o să spicuiesc și eu câteva dintre ele, dar pentru că a venit vorba despre cine sunt și cine nu sunt. Aș vrea să vă citesc o poezie. Și adică am spus în proză, să vă spun și în versuri. Nu sunt cine sunt. Nu sunt cine sunt recent, al argeșului milenar afluent, un fir de viață efervescent. Sunt un argeșan decent, cu gândul și scrisul fluent, în vers și cu ceva talent. Însă nu sunt indiferent și nici un ins influent. Am nume la timpul prezent, într-un cuvânt argeșan de moment. Nu am nevoie de monument, doar să mă ascultați un moment. În vremuri trăite conștient, n-am scris doar despre excelent, nici poezie de aliniament, ci istoria trăită din sentiment. Ce am scris e prețuit în cent. Din copilărie am fost atent la mersul vremii până în prezent. 80 de toamne în mod permanent sunt argeșan cu mers fluent. Părinții și sfinții sunt postament, pe rând mi-au pus pansament, la nevoie câte un compliment din ce au avut și ei ca sentiment. Pe ogoarele țării un compliment, prin vremuri purtat de curent, pe ram de pom am fost ament, din roadele toamnei un fragment, culoare și gust din sacrament, ce-a dat natura lumii testament.
Da. Înainte de a începe, chiar vorbeam cu domnul Braniște despre faptul că nu știam cum dintr-o asemenea familie în care preoția a avut un foarte, foarte mare rol, a ajuns dânsul. Pe urmă mi-am răspuns imediat singur, mi-am dat seama în ce vremuri a trăit și că, într-adevăr, pe vremea aceea era foarte, foarte greu să faci așa ceva. Dânsul mi-a mărturisit că ar fi vrut să facă geografie, să devină profesor de geografie, îi plăceau călătoriile. Bine că n-ați făcut treaba asta, pentru că astăzi nu că aveți cu ce vă lăuda, aveți, da, ce să puneți pe masă, creat de dumneavoastră. Creat de dumneavoastră. Deci sunteți specialist în arta creierii alimentelor non-animale. Eu, Dumnezeu mi-a dat și mie tot harul ăsta de a fi specialist dar în mâncarea de origine animală. Dacă le amestecăm, cred că obținem ceva extraordinar. E o combinație. Da, reușită. Da, da. Cred că da. Păi nu se poate numai una sau numai alta. Da, la urmă. Da, și atunci mi-am dat seama că și mi-a povestit domnul Braniște treaba asta și am înțeles foarte bine despre ce e vorba. Iată că destinul dânsului a fost către așa ceva, probabil, mai mult ca sigur, nici nu știu ce am spus, probabil, a îndrăgit meseria, harul ăsta, nu știu, l-a îndrăgit. Asta nu poți să spui că este o meserie, că îți trebuie, cum să spun eu, îți trebuie o ceva, un talent sau talentul ăla pe care trebuie să ți-l dea Dumnezeu, că fără el nu poți face așa ceva. Dacă ești economist, totdeauna unul și unul vor face doi. Bineînțeles că și acolo trebuie să cunoști o sumă de alte chestii. Sau inginer. Dar aici, când intrăm pe domeniul ăsta al preoției, al picturii, al profesoriei, deci haruri umaniste, de tip umanist, e altceva. Aici îți trebuie creație. Este foarte adevărat că și un matematician, când descoperă o formulă, este ceva fantastic, revoluționează lumea. Dar pe partea asta nu se pot face minuni. Step by step. Ușor. Ușor, ușor, ușor. Și domnul Braniște asta a făcut. Domnul Braniște nu s-a apucat prea de mult de scris. Da. De vreo 12 ani. Da, da. Și iată, are deja 24 de volume editate, tipărite și lansate. Domnul Braniște, unde vreți să ajungeți, domnule? De fapt, nu pot să spun că nu m-am apucat de scris mai de mult. Am omis să vă spun că am scris 25 de cărți. Asta e altceva în domeniul dumneavoastră. În domeniul meu de activitate. Da, bine. 240, eu vorbeam de partea literară. 240 de lucrări științifice publicate în reviste din țară și străinătate. Deci, după mine a fost o continuitate în scris, însă sub o altă formă. Faptul că am fost și sunt cu o figură mai introvertită, caut să găsesc esența lucrului în ceea ce gândesc și să le pun pe hârtie într-un alt mod. Tot așa, iertați-mă, tot așa discutam înainte de, vă rog să vă țineți ideea, iertați-mă, dar trebuia să intervin un pic. Discutam înainte de emisiune, așa, exact asta mi-a spus domnul Braniște înainte și eu am făcut o remarcă în Tachie Anchi și Cadâr. La un moment dat Cadâr are o replică. Cadâr nu mult vorbește, Cadâr mult gândește.
Da. Cam așa ceva se întâmplă. Da, asta, mă rog, după pensionare am zis să nu stau degeaba și să las și gândurile mele scrise pentru atât pentru copiii mei, nepoți. Să... De câți ani sunteți pensionari? Am intrat în al 16-lea an. Și va trebui 4 ani ca să vă apucați de treabă. Nu, a fost o idee așa, ceva spontan, să zic așa. Începusem călătoriile și a fost prima călătorie care am făcut-o în Israel, la Sfântul Mormânt, și după aceea m-am apucat să scriu, mi-a venit așa, da, pentru că aveți niște fluent, cărți cum de am proză. Spus, da, da, da. Da. Aveți și am zis, de ce nu? Într-adevăr, acum am recitit și eu ce am scris la început, cărțile de început, și sunt complet diferite față de ceea ce eu v-am zis. Scriu astăzi. Eu v-am spus. Da, atunci... Mult v-am spus. Și acum, când le-am recitit... Zic, ce gânduri de copil am avut atunci. Da, adică chiar așa, da. Și, nu, mă rog, nu, acum nu. Am ajuns la, nu să zic așa, să le... la o maturitate și a scrisului în vers. Da, nu știați să le... Eu sunt, și, eu sunt, și eu sunt la fel când citesc primul meu volum, da. Îmi vine să râd. Am câteva poezii, într-adevăr, profunde și acolo, dar... restul sunt cam pentru copii, așa, în sfârșit. Asta e. Copii de toate vârstele, ca să fim înțeleși. Mai citești ceva? Da, sigur că da, chiar vă rog frumos. Haideți să mai citim și... Sigur. Am zis, încă o toamnă. Toamnă, stai pe covor de putregai, când se va-și pierde orientarea, sosești să duci vieți de flori în rai, pe plaiuri vrei să-ți păstrezi culoarea. Cu soarele într-o bizară tocmeală, nu-i lași timp de gândire și de iubire, pe cer îi cer să stea cu sfială, e timpul tău, nu-i cer despăgubire. Răsplată dai în culori de arămiu, pe dealuri în păduri, cu șoapte duioase, în decor ce-o să devină argintiu, refugiu fulgilor de nea cu atingeri sfioase. Pe raza ta caldă te soare culci florile, doar crizanteme opresc să ne încânte, din brumă scoți amintirile, trăirile, lași să savurăm cuceririle în cuvinte. Toamnă, cu glazuri pe creste, natură veștedă de poveste mereu, verii trecute îi dai riposte cu rămășițe de flori de la Dumnezeu. Încă o toamnă mă împinge din spate să-i privesc culorile, izbânzile, în vremuri, anotimpuri, desparte, viața trecută de viața cu dobânzile. Vedeți ce tablouri frumoase creează domnul Braniște? Da, mi-a plăcut pastelul. În general, să admir natura și după aceea să o redau așa cum... Eu, din când în când, trebuie să mai fac câte o remarcă și despre carte, că acum, na. Da, sigur. Vreau să vă anunț că domnul Braniște... este și un fin observator. Nu numai, bine, nu că n-ar fi observat nimeni treburile astea, dar m-a impresionat plăcut un titlu în care scrie Ploaie de Crăciun. Păi chiar așa s-a întâmplat, la ploaie de Crăciun. Da, exact. Și asta m-a și inspirat. Exact, da, exact. Da, da. Asta... Cred că am notat și ziua atunci. Da, da, da. Este notată, da. Foarte interesant. Ia câte ce... Pentru noi, vreau să vă spun o treabă. Prima dată în viața mea când am făcut Revelionul pe asfalt, pe ploaie, a fost în 1974. Ceva ce nu mai văzusem până atunci. Și a fost... Deci, ia câte, țin minte precis tot ce am făcut în ziua aia, când a fost și așa mai departe. A fost o imagine care nu se potrivea. Pur și simplu. Cum să faci Revelionul pe asfalt? Domnul Braniște a avut inspirația asta de moment să scrie despre așa ceva.
Crăciun pe ploaie, sau ploaia de Crăciun. Da, da. Da, vă ascultăm. Să mai citesc ceva care, mă rog, e mai filozofic, dar este de actualitate. Planeta se mișcă, legată la ochi se mișcă planeta, în derivă rotită pe axe sfidătoare, din lumea mea mică pare că pică, în capcane de timp, în lumi sectare. Soarele încurcă răsărit cu asfințit, între ele puncte cardinale, pe ram dezmugurit cu desfrunzit, cuvinte stâlcite cu cele originale. La firul ierbii de jos, altfel vezi, secetă total ori ploi diluviene, în piețe scumpiri, flămânzii pe străzi, cum de cap își fac mafii siciliene. La ochii legați se învârte pământul, nebunii războaie le cară în spate, fără cârmă își poate rupe gâtul, puțin mai e până își pierde karate. Cuvântul viitor dispare din vorbire, pe cruci în răstigniri o să rămână, cu ochii legați plutind în neștire, planeta pe ea nu mai e stăpână. Extraordinar! Ce analiză completă și uneori e extrem de fină. Cuvântul viitor nu mai există. Dispare din vorbire, da. Ce mai vreți mai mult de atât? Din păcate. Exact ce spuneam eu, că acești tineretul, nu majoritate, nu toți, dar un procent destul de mare, nu își mai văd viitorul. Nu mai înțeleg ce înseamnă asta, nu își mai fac planuri de viitor. Pentru ei totul este după noi potop. Ceea ce este o gândire absolut îngrozitoare și pentru ei, dar și pentru noi. Asta este. N-avem ce face. Nu știu ce să spun. E vorba de vină? Nu e vorba de vină? Nu, că noi acum. Acum suntem la ora de... Da. 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 Ați lansat ideea. Da. De... Vă rog. Asta e, pe mine mă frământă și problemele păi astea. Păi dacă sunteți neastrăpărat. Globale, să spunem așa. Sigur că da. Vă frământă. Da, deși cineva mi-a spus că a fi neastâmpărul, ai sau nu ai. Da. Mai există acum, o formulă, da, îl arăți sau nu îl arăți? Da, sigur. Poate fi interpretat așa cum eu am pus. Păi avem un exemplu aici, în fața noastră. Nu a spus că da. Sunteți introvertit și apăreți. Exact da. Cum apar orchestrele, formațiile acelea de rock, hard, metalic și așa mai departe, care, în sfârșit, fac ce fac pe scenă și câteodată, odată la un an sau la doi sau la trei, scot cea mai frumoasă baladă din lume, de nu mai da. Înțelegi nimic. Pur și simplu, bă, ce e cu asta? Așa face este noastră. Da, și în continuare o poezie care pare a fi continuare, acum am dau seama, deschizând aici, a fi continuare la cealaltă, Doamne Dumnezeule, se intitulează. Te uiți, te miri și nu înțelegi cum lumea schimbă pedigreul, ca soarele, epigeul și apogeul, cum de mai suntem întregi. În goană nebună după averi, deșertăciune alege anotimpuri, mintea nu mai e cea de ieri, nu-ți vine să crezi ce timpuri. Vezi cum se destramă lumea, în fiecare zi pe cruci e răstignit Iisus, toate se schimbă în ton cu vremea, privești lumea cu jos în sus. Omenirea în plasă de păianjen, într-o capcană întinsă fără ieșire, acum dă marele ei examen, din colaps scapă doar cu vorbire. Într-una nu-i, tot una nu-i suferință și credință, lumea perfectă trăiește în eter, în goană nebună după făgăduință, la cer sufletele își caută reper. Deși la televizor am auzit într-o emisiune că suferința este... Nu se poate credință fără suferință, ar fi tot una. Eu am scris că tot una nu-i suferință cu credință. N-are nicio legătură. Așa consider eu că n-are legătură. Ce n-am înțeles eu din poezia asta? Da. Aveți un vers acolo în care spuneți că privești lumea cu jos în sus? Da.
Bun, acum, hai toate să... se schimbă în ton cu vremea. Nu, stați un pic să analizăm puțin vârstul ăsta. Da. Să zicem, ați vorbit despre o persoană care privește lumea cu jos în sus. Eu. Da. Privesc eu lumea cu jos în sus. Lumea e cu jos în sus sau eu sunt cu jos în sus? Păi eu zic că... Și să vă spun și de ce, că nu e, da. Nu e nimic de râs în treaba asta. Este foarte important. Păi nu, atenție! Dacă este și lumea cu jos în sus și eu cu jos în sus, înseamnă că mi se pare anormalul ca fiind normal. În momentul în care eu sunt normal, stau cu jos în jos și lumea este cu jos în sus, îmi dau seama că este anormal. Așa, da. Păi, dar când sunt și eu cu jos în sus, s-a terminat. Da. Corect. De aici nu, mai, nu se mai poate face nimic. Corect. Eu am atras atenția că lumea e schimbătoare, mă rog, ca vremea, și multe lucruri sunt privite invers. Exact. Nu cum ar trebui, normal. Deci înseamnă că ne-au făcut, gata. Suntem pe calea cea bună. Da. Spre sus, la Sfântul Gheorghe. Să vă mai citesc ceva ce am mai scris. Da. Într-adevăr, ne-a stâmpărat, sunteți domnul Braniște, chiar, nu o să... Domnule, când citesc poeziile, vă spun cinstit, când citesc poeziile dumneavoastră, simt cum îmi crește mintea. Pe cuvântul meu. Da, nu, eu readuc... readuc în amintirea sau în memoria noastră niște lucruri pe care toți le cunoaștem, păi da, știm despre ce este vorba. Le aduceți să... foarte abrupt. Eu le aduc foarte abrupt. Și le amintesc. Da. Da. Poezie continuă. Trăiesc într-o poezie continuă, în tot ce văd și simt în jurul meu, simt duhul în care-i costumat Dumnezeu, atingerea lui sfântă ingenuă. În mare de gânduri plutesc pe valuri, neliniștit că muguri n-o să mai rodească, cu mâna întinsă după mana cerească, pe pământuri fertile, prinse în festivaluri. Din rânduri scrise, cu tocuri ies șocuri, în litere îngroșate împachetate, pe col de hârtie frumos colorate, în goana după câștiguri ușoare la jocuri. Trăiesc într-o poezie fără armonie, într-o lume schimbătoare după soare, cu ape curgătoare, tulburi la izvoare, fără iubire de strămoși și de glie. La capătul tunelului, noapte ori zi, toate sufletele întreabă ce va fi. Înscriși în cursa de supraviețuire, vor trăi în poezie continuă cu iubire. Cu iubire. Cel mai frumos, cel mai extraordinar. Stați că n-am terminat. Nu? Mai aveți? Trăiesc într-o astăzi, am scris. Am adăugat. Am văzut. Trăiesc într-o poezie perpetuă, când unii dorm, alții muncesc, semne că viața lumii continuă, în goana timpului, la praznic împărătesc. Un vers extrem de... care creează o imagine fantastică și, din păcate, este adevărat. Așa... Izvoare... Soția mi-a spus că trăiesc într-o poezie continuă. Nu. Atunci, imediat, izvoare, și tulburi, ape curgătoare, tulburi, da, la izvoare. Da. Tulburi, incredibil, la izvoare. Incredibil. Fără iubire de strămoși și de glie. Și pentru că... Păi tot până la urmă, domnul Braniște... Tot a venit vorba de soția mea și dumneavoastră, cred că o să mă întrebați... când scriu, cine mă inspiră și treburi din astea care să pun de obicei. Nu, eu știu că muza vă inspiră, nu trebuie să... Da. O poezie pe care am dedicat-o soției mele, care din păcate nu poate veni, n-a venit astăzi pentru că este legată de nepot. Să vă trăiască. Școala, mulțumim cel mic, că cel mare e la facultate. Și mi-a promis că vine astăzi, dar n-a venit. O să-l trag de urechi. Muza cu ochii albaștri. Întârziu din noapte, din tăcere aud șoapte, e muza mea stăpână care mă ține de mână. Hai, scoală din visare, vreau să te duc la mare, la soare într-o plutire, pe valuri printre sirene, în serbări de sânziene.
Cu muza nu-i de glumă, iau un creion cu gumă și încep a scrie versuri din lumea în eresuri. Când zorii se lumină, îmi zice a mea divină că iar soarele răsare, ea nu-i decât o boare, un vers ieșit din ceață, o nouă bună dimineață. Doi ochi albaștri mă privesc să-mi spună, iubire, te doresc. Care a fost părerea soției dumneavoastră când i-ați citit? Asta nu i-am citit-o. O să-i arăt la cameră, dar e o surpriză. Aha, interesant. Bun, da. Doamnă, sper că v-a plăcut foarte mult poezia, așa că nouă ne-a plăcut. Clar ne-a plăcut. Da. Și îi mulțumesc că mă lasă să scriu. Păi s-ar putea întâmpla să nu vă lase? S-ar putea, da. Nu explodați? După unele semne din carte de aici, s-ar putea. De ce? Așa, unii au și alte păreri. Sunteți prea ludic, se pare că sunteți prea ludic? Ceea ce scriu. Și ne-ați împărat? Da. Păi asta este foarte bine, înseamnă că aveți mintea acasă. Ce să mai... Da. Că nu scrieți, nu știu ce, pe garduri. Da. Scrieți versuri ca lumea și care... Să nu cumva să faceți prostie, să nu mai scrieți că... Ba da. Am încă un volum în pregătire. Perfect. Se cheamă Anotimpurile mele. Da, frumos și asta. Da, dar adică... îl mai pritocesc probabil la anul viitor o să-l... Aha. O să-l aduc în fața dumneavoastră să-l prezint. Da, domnul Braniște, de... ne-ați dezvăluit acum cam ce vreți să faceți în... perioada următoare, că mai aveți un volum, da, pe șevalet sau ce scrieți? Pe calculator? Calculator, da. Scrieți direct la... sau scrieți întâi... Nu, întâi scriu pe ciornă, nu? Pe ciornă și după aceea. Adică pe calculator încă n-ați uitat să vine scrieți. O altă versiune. Încă n-ați uitat să scrieți de mână. Nu. Nici noi. Așa suntem noi ăștia mai tineri. Da. Da. Care este poezia care credeți dumneavoastră că vă reprezintă cel mai bine din această carte? Eu cred că toate. Da, deci dacă citim nu una... Da, păi da, dar știți ce se întâmplă? Citim o poezie, dar vă vedem decât o singură fațetă din cele câteva milioane pe care le veți. Păi de-aia să și adună într-un volum ca fiecare să-și aleagă, pentru că eu am zis că sunt... flori de câmp de pe cărare, versuri pentru fiecare. Corect? Da. Corect. Vedeți, dumneavoastră... Și poezii fără hotare. Și poezii fără hotare. Da. Absolut toți scriitorii și poeții au... Degeaba zic ei că tot ceea ce scriu acolo este închipuit, că e numai imaginație și... Nu. Își pun... Dacă nu tot sufletul, măcar o picătură din sufletul, da, lui, sigur, își pune într-o poezie și atunci e clar că noi avem dezavantajul de a apărea în fața cititorilor, publicului, auditorilor și așa mai departe, celor care sunt în fața ecranilor, nud, domne, în nud, pur și simplu, în nud. Ei își dau seama cine suntem noi numai după ceea ce scrie. Înțelegeți? Da. Așa se întâmplă, da. Eu am mai zis chestia asta, dar o repet pentru că trebuie înțeleasă neapărat. Se spune că poporul român este poporul care, unul dintre popoarele care are pentru fiecare situație o vorbă de duh. Un proverb. Extraordinar. Am mai spus-o și într-o altă emisiune. Este fantastic pentru... Înseamnă că noi gândim. Și putem... Poezia înseamnă gândire. Da. Nu, vorbeam de proverbe acum. Dar este un mare dezavantaj. Cine vrea să ne pândească la colț, așa poate să învețe foarte ușor, prin proverbele noastre, prin zicătorii, prin zicerile noastre, cine suntem noi. Înțelegeți? Exact așa se întâmplă și cu noi ăștia care scriem. Ne dezbrăcăm puțin câte puțin de învelișul ăsta trupesc
și ne arătăm de fapt cine suntem, pur și simplu. Că acum, eu nu știu cum credeți dumneavoastră, dar eu cred că ceea ce scriu eu, să zic că s-ar putea să fiu un mesager, dar e undeva acolo un firișor, un umbilic așa subțirel, nu cald de care a scris dumneavoastră. Da, acela e cu... Da, da? Da. Cu divinitatea. Acela, din păcate... Deci e... un umbilic așa subțirel cu divinitatea tot ne păstrează. Este trist și ceea ce se întâmplă la hotare, da, umbilicul. Da, ar fi bine dacă ați găsit-o să o citiți, că e foarte interesantă. Eu vreau să citesc o poezie ce vreți pe dumneavoastră. Care am dedicat-o bunicilor mei și să mă întorc la copilărie, pentru că avem aici pe domnul general Constantin Anton, care este președintele Asociației Culturale Rovine din Suseni, locul unde s-au născut părinții mei și unde au trăit bunicii și unde am copilărit, și locuri care mi-au rămas întipărite în memorie și în suflet. Întoarce-te, copilărie, copilărie cu dor de joacă, întoarce-te de unde ai plecat, la vatra bunicii să toarcă povești din timpul necenzurat. Din glasul ei s-auzi iar lerul, cântul străbun de pe pajiști, cum lutul împreunat cu cerul cântă la fel cu ungerii cerești. De dragul tău mă întorc acasă, la ștergarul înflorat din anvoane, coinar prin lumea neînțeleasă, în căutarea luminii din icoane. Mă întorc să văd locuri natale, zile domoale cu jocuri nevinovate, cireșii copți cu rubine pe poale, fericiți că au strâns roz în carate. Copilărie de la Prundu sau Suseni, armindeni cu aromă de baladă, locuri cu cei mai iubiți pământeni, vă regăsesc într-o altă legendă. Viața nouă pe vremuri patriarhale, în dimineți răsărite din rouă, cu pâine în țest și oale cu sarmale, la mic dejun cu omletă din ouă. Copilărie, te-ai întors la origini, la streșini în cuib de rândunele, la vatră străbună de imagini, cu bunicii mei pulbere de stele. Cândva copii, n-am uitat copilăria, liturghia ascultată lângă părinți, anii frumoși când deborda fantezia în curtea casei cu prea mulți sfinți. Să răscolești paradisul, te întorci în frumosul păstrat în tine, cu răsărit în suflet și apus pe poteci, la prezent revers de sine. Da, vă rog eu frumos să căutați poezia aceea cu umbilicul. Trebuie să vă spun un gând al meu. Noi suntem niște oameni fericiți. Niște oameni fericiți pentru că am avut într-adevăr copilărie și ca și domnul Branște, ca și mine, ca și, uite, spre exemplu, acum de Sfântă Maria, eu am fost cu soția, împreună cu soția, la târgul de la Roșiorii de Vede. Tatăl meu este din Mâldăieni, la 6 km de Roșiorii de Vede, și mă duceam cu bunicul meu, mă duceam de fiecare dată, chiar și în timpul școlii, mă duceam la acest târg. Era, și știam că în momentul în care apare acest târg, eu trebuie să plec acasă, fiindcă va începe școala. Nici acum nu pot să mă abțin, este ceva extraordinar. Îmi iau soția și plec la târgul ăsta. Avem ce povesti, oameni buni, noi avem ce povesti. Voi ăștia mai tineri, ce o să le povestiți copiilor și nepoților? Ce le veți povesti? Nu știu, că o zbutonat pe telefon, că în sfârșit. Da, vă ascultăm, domnule. Umbilicul e scrisă într-o zi tristă pentru omenire, sâmbătă 29 octombrie 2022,
250 de zile de război în Ucraina. Februarie trist de poveste, îmi duce gândul la umbilic, netăiat la timp, care crește până când devine nemernic. Puterea-și vrea peste hotare, cu gândul la teritorii pe care le-ar vrea cetățile lui pe pământ. Dar cum istoria nu întreabă de sănătate mentală, vecini, rachete blindate la nimereală, din umbilic au crescut rădăcini. Trăiri eterne în limbă slavă, prizoniere cu sfinți în labră, teamă, teroare, bombe și morți, în rânduiala vieții dată de sorți, într-o operațiune specială. Pribegi, femei și copii, puhoaie, din locuri natale refugiați, la granițe cu lacrimi de războaie, în șiruri să fie iar înfiați. Durere, suferință, neputință, alt Nero în joacă de foc lumii, cruci de mesteacă în fără rost, înfipte în anost de martiri, să-și apere țara ce a fost, slavă în mausoleul istoriei. Da. Din păcate, nu avem de ce să aplaudim. Nu avem nicio putere să... Da. Bun. Eu am avut așa o revelație și citind această poezie mi-a venit o idee. Am zis așa că nu cu mult timp înapoi, 100 de ani. A fost un timp sau a fost o vreme de război și foamete, moarte și mai moarte chinuitoare. A fost o vreme în care au murit oameni, dar s-a și muncit. Acum este o vreme care, din păcate, nu ne este chiar favorabilă. În sfârșit, e vremea de minciună. Se minte peste de, inclusiv reclamele, mint într-un hal fără de hal, n-am văzut în viața mea așa ceva, de minciună și de hoție. Și mă întrebam așa, smerit, oare când va veni vremea credinței? Nu știu, să vedem. Dacă mai apucăm, da, să vedem. Am să continui cu o poezie care reflectă gândurile mele și chiar așa se intitulează. Am scris-o de ziua poeziei, marți, 21 martie 2023. Gândurile mele, treziți-vă, doar eu vă dau de mâncare, nu țineți într-o plimbare cum v-au prezis ursitoare. Cum veți deveni nemuritoare, fără muncă pe ogoare, pe zări, nescormonind înghicitoare după idei în mintea cu călimări? După vremuri nu luați razna, nu pribegiți, nu vă înstrăinați, gânduri nebune nu dați buzna, la luptă să fiți bravi soldați. Gândurile mele, perle, mărgele, zeii pământeni vă caută în auroră, prin văgăuni de galaxii, în stele, în nopți cu muze prinse în horă. Gândurile mele mari, uniți frații, Carpații cu Dunăre, Nistru cu Tisa, străbune plaiuri pribegite la alții, văduve de surâsul Monei Lisa. Gândul meu, suflet de baladă, pe plaiuri de doruri te-ai născut, scriu, nimănui, nu vă las pradă, încă mai avem copii de crescut. Da, foarte frumos. Bine, toate poeziile reflectă gândurile dumneavoastră, dar aici ați scris efectiv despre, adică le-ați cam ordonat ce trebuie să facă. Da. Bun. Ce ne mai citiți? Ceva despre Pitești, pentru că suntem în Pitești și nu putea să treacă. Da, sigur că da. Această emisiune fără să amintim și de scumpul nostru oraș. Orașul lui Zabaidoc. Când și când? Da. Când de vioară din cărciumioară te zbați să răzbați în fum de țigară prin târgoveții din Iarmaroc pe străzile cu pașii lui Zabaidoc. Timpul și anotimpul nu stau în loc, cu bucurii și suferințe merge înainte. În amintiri rămân din simplu joc cântec vesel ori trist în cuvinte. În trivale, pe alei de castani bătrâni, sub lampadare cu lumini de visuri, mă copleșesc amintirii cu jupâni, din cântece cu Zabaidoc și misuri.
Trecător prin anotimpuri de neuitat, colorate de cântecul lui Zavaidoc, nu de puține ori m-am preumblat la învieri de primăvară din Ioc. Gânduri fugare din când în când, după viori revin în vechiar Maroc, în târgul piteștean cu bun gând, cu suflet ca Andriu de la Zavaidoc. Frumos. Domnul Braniște, iertați-mă că vă întreb. Eu vă mulțumesc pentru că v-au plăcut ceea ce, cuvintele. Sunteți mulțumit de ceea ce ați făcut până acum? Eu, în mare parte, da. Și pe plan profesional, dar și pe plan literar. Pe toate planurile, până la urmă. Da, dar e loc de mai bine, bineînțeles. Păi, și pe... inclusiv titlul ăsta spune treaba asta, nu? Da, da. Că da, e loc de mai bine. Inclusiv ăsta spune. Sintagma asta e extraordinară, ne astâmpăr de... Da, și eu sper că de la un volum la altul să aduc îmbunătățiri în sensul... Eu v-am zis că sunteți pe un trend ascendent, o evoluție pozitivă. În sensul pozitivă. De a face cât mai mulți dintre cei care citesc din cărțile mele să le intre la suflet, să înțeleagă ce am vrut eu să spun în forma asta a poeziei. Da. Am citit și ceva proză de la dumneavoastră. E cursivă, scrisă, se vede că vă străduiți. Da, însă se, nu... Se cunoaște un pic faptul că a scris mai mult tratate de specialitate. Da, e... La subiect și la obiect. Cam așa ceva, exact. Acolo, da. Da? Aici mai aveți... Aici mai lăsați un pic imaginația metafore, să mai debordeze. Într-o metaforă și atunci... Chiar creați, de multe ori creați niște imagini foarte, foarte plăcute imaginației. Acum fiecare cu imaginația lui, normal. Absolut. Cultura este... cea care provoacă imaginația și nu numai cultura, atenție, că și ce ne dă ancestorii este și genetică, pe lângă faptul că jumătate e genetică, jumătate este devină mediu pentru așa ceva. Așa că de încheiere, ce ați vrea să ne citiți? De încheiere... Să ne uităm pe aici. Uitați-vă pe acolo, la poeziile mai noi. Că mai noi, pentru că... Chiar nu credeam că ne faceți bucuria asta, să ne aduceți pentru că am zis... Poezii scrise acum. Astea vor apărea în volumul celălalt. E un fel de prefață. Preambul. Prefață, să zicem așa, o linguriță de dulceață din volumul celălalt, care chiar așa o să aibă un motto. Rondul de noapte. După rondul de noapte dispare visul, iluzia în care, la plimbare cu luna de catifea, petrecem în ținutul aburilor din cafea. Din umbra lunii răsărită dimineața, din arii bate să risipească ceața, când viața pleacă după alte hotare pe a ei necunoscută cărare. Când vede zorii, visul se rupe, acasă revine din insule exotice, după dorul de iarba de acasă, în dimineți carpatine cu fân de coasă. În reverie mintea a umblat haihui, din toate găsind ce-ți închipui, prin anotimpuri cu flori în glastre, până în constelații cu astre sihastre. Ființă, viața te scufundă în visare, acolo unde îți poți afla salvare, drum cu pietre prețioase pietruit, în singura visare, să fii regele soare. Și iată că avem și un request din partea publicului. Două doamne care vor să vorbească, le permiteți? Da. Mulțumim frumos. Doamna Loreta Din. În primul rând doresc să vă spun că mă bucur să vă fiu alături. Vă felicit, țin în mână un volum de poezie premiat.
în 2024 cu premiul Miguel de Cervantes pentru excelență în domeniul liric. Felicitări! L-am răsfoit, într-adevăr, acest volum mi-a fost înmânat cu câteva minute înainte de începerea lansării și am deschis la întâmplare. Recunosc că am deschis la întâmplare și am rămas aici unde am deschis. Și chiar doresc să citesc o poezie, poate chiar două, de la aceeași pagină. Văd că la pagina 88 nu scrie ziua, dar probabil este aceeași zi cu de miercuri 8 martie. Cred că scrieți și două poezii în aceea, am dedus eu. Uneori, rar. Da. Dacă nu în ziua următoare sau... Prima pe care am pus ochii se numește Tăcerea. Prima strofă mi se pare fantastică. Ascultați-o. E atâta tăcere uneori, încât asculți ce ai în gând. Stai pe atâtea comori cu sufletul tău plângând. Orice atingere și mângâiere, șoaptă sosită din univers, o simți în clipa de tăcere, în liniștea cărării cu sens. Tăcerea nopții până în zori, chemi să-ți lege-ne visul, scuzați, învăluit în parfumul de flori, cu tine în duet cu valsul. Uneori răspuns e tăcerea, dusă în străfunduri de cer, la apogeu de eu cu iubirea, stinsă în suferințe din eter. Din sămânță în vie, ca viața discretă, renaștere în primăveri, în colțul ierbii cu speranța, cuib de iubire pentru tăceri. Mi-a plăcut foarte mult, vă mulțumesc și dacă îmi permite să mai citesc și pe următoarea, Parfum de memorie. Femeie, cât de epopee, sirena mării lui Ulise, ca ei să coapte din vise, vieții îi ești scânteie. Parfum floral și glorie, istorie, zbucium de ere, mereu naști altă istorie, eternitate din plăcere. Mamă de univers solar, iubită, ispită, credință, chip de icoană în altar, o lacrimă de suferință, memorie cu gene lungi, atingerea ta alungă tristețea. În lupte cu nibelungi scoți la iveală frumusețea, surâs de inimă de bărbat, gioconda vieții astrale, brumă ori brună ori blondă păcat, iubirile tale sunt integrale. Superbe, mi-a plăcut. Femeia. De ziua femeii, exact, am văzut 8 martie 2023. Vă felicit și vă doresc la cât mai multe volume de poezii, să le lansăm aici. Timp este, har aveți, inspirație aveți, vă mulțumim și la mulți ani. Mă bucur că astăzi sunt la lansarea de carte a unui neast împărat, fost director, căruia îi mulțumim. În fața noastră avem întotdeauna creatori, co-creatori. Iată ultimile creații ale domnului Braniște, acest măr de frumusețe rară, prospețimea unei pere, tot Braniște se numește. Și așa mai departe, creații pe care acest neast împărat le-a adus în sufletele noastre, în ochii noștri și în țara noastră. Fie ca această hărnicie de care ați dat dovadă să se perpetueze în neamul românesc, indiferent că face parte din familia dumneavoastră sau din marea familie nația română. Este bine să fiți cunoscut de cât mai mulți oameni. Din punct de vedere numerologic, 80 înseamnă 8 plus 0 egal 8. S-ar putea să aveți 8 ani, s-ar putea să fiți infinitul. Astăzi sunteți infinitul în sufletele noastre. Timp de o oră am citit toate poeziile și
le voi prezenta acum într-o altă manieră, da? Ce ziceți? N-am răsfăit, chiar le-am citit. Bineînțeles că am glumit. Am deschis la două dintre ele, dar voi citi doar una. Dar v-ați ascunselea, pentru că de asta sunteți neastâmpărat. Dar v-ați ascunselea prin rai, de cele rele pitit poți să stai, printre învinși și cu înfrânți, între plăceri din cute pe frunți. La infinit nu te poți ascunde, în rânduri scrise cu vorbe blânde, viața înscârțit de peniță pe coli, în horă te prinde printre idoli. În anotimpuri colorate poți sta, dar v-ați ascunselea cu noi, arămiu de frunze poți regla când primăvara intră în zăvoi. În triumf și cunună de lauri poți ascunde glorie din istorie. Nu poți juca în coridă cu tauri o mantie roșie din memorie. Lucruri mărunte ascund fericirea de a v-ați ascunselea cu noi, tandrețea, iubirea și pătimirea, pașii vieții făcuți în amândoi. Nimic nu este trecut, nimic nu este pierdut, totul este actual. Sunteți tânăr, sunteți vigoros și sunteți într-adevăr ca un râu curgător. Da? Simțiți, dar pentru ceea ce scrieți dumneavoastră, există un cineva așa care vă îmboldește, un curajos care vă spune, vă șoptește... Curaj, 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 continuu. Da? E mare lucru ca să spui atât de frumos adevărul. Este mare lucru să avem astfel de octogenari printre noi. Ei au rezolvat și au realizat tot ceea ce mai avem și noi în țară. Să facem și noi ceilalți pași. Să punem întrebări și să aflăm răspunsuri de la acești octogenari care ne-au fost modele, ne sunt modele și pe care îi susținem ca să întinerească, oameni dragi. Toți suntem co-creatori și toți suntem acceptați de marele arhitect, de Dumnezeu. Chiar și cei care nu fac nimic, tocmai pentru a ne trezi, tocmai pentru ca noi să găsim maniera în care doar împreună să transformăm planeta și să o facem să respire în continuare cu verde, roșu, galben, cu toate culorile, cu toate bogățiile. De noi împreună depinde totul. Nu este simplu pentru cei care au muncit și totuși ei găsesc maniere, cum este cea a domnului Braniște, aceea de a compune poezie, aceea de a spune ce are de spus din veacuri pentru noi, pentru străbuni, pentru a menține vie memoria planetară. Vă mulțumim că existați în viața mea, în viețile noastre, cred că vă mulțumește și familia și vă îmbrățișăm cu toții. Toată planeta, puteți să respirați, da? Stăm la rând. Vă mulțumim și vă iubim. O mică completare, a spus doamna Vasilescu că domnul Braniște e ca un râu. Atenție, e ca un râu, dar cu izvorul clar, nu tulbure. Domnul doctor Craifăleanu. În primul rând vă felicit. N-am să citesc pentru că n-am apucat, mai ales că domnul Braniște mi-a dat și o misiune în timpul emisiunii, o misiune în timpul emisiunii și am făcut niște poze. Cred că eu am fost primul care acum vreo, nu știu cât, 6, 7, 8 ani, la una din primele lansări ale cărților domniei sale, am spus că dumnealui face cronică, o cronică în care sunt prinse și fenomenele universului, a galaxiei, ale galaxiei, era vorba de o cometă, telurice și, evident, interioare. De data asta, nu știu cum să spun,
este o cronică, nu știu pluralul de la neastâmpăr, și atunci am să spun ale stărilor de neastâmpăr. Chiar, cum, e, cum o fi pluralul de la neastâmpăr? Nu. Neastâmpăr, neastâmpăruri, neastâmpăre, neastâmpurilor, bun, a stărilor de neastâmpăr, pe care sunt convins că le are permanent și pe care a început, neastâmpărilor de octogenar acum, până acum au fost de septuagenar, nu? Până de curând. Așa. Și sunt convins că vor continua. Probabil că observați un soi de invidie în glasul meu. În ritmul în care scrie domnul Braniște, mie mi se pare ceva teribil. Mie mi-ar fi imposibil să scriu așa. Și nu numai că scrie mult, dar scrie foarte frumos. Aici, aici este problema. Aici e nenorocirea. Dar noi doi avem o vorbă între noi, că ne enervăm reciproc când citim din cărțile celuilalt. Este valabil și față de domnul Braniște. Încă o dată vă felicit și ați fost cam zgârcit cu lansările în ultimii ani, de când cu pandemia, probabil, că cărți ați produs. Știu, nu, ați produs, că ne-am mai întâlnit, mai avem de la dumneavoastră cărți, nu le-ați și lansat. Așa. Da. Și vă doresc în continuare cel puțin să păstrați acest ritm până o să ne povestiți și despre neastâmpărele de nonagenar. Felicitări! La toți să ne întâlnim! Eu pentru noi, susenarii, familia Braniște e o mare familie și aș vrea să încep de la Ene Braniște. Și acum câteva zile la Trinitas s-a vorbit despre lucrările lui Ene Braniște prezentate într-o lucrare de doctorat la Sibiu. Ceva foarte frumos. Marin Braniște scrie și el o lucrare foarte interesantă pentru noi. Este vorba de noi localizări asupra luptei de la Rovine. De asemenea, aș vrea să spun că tatălui, domnul Nicolae Braniște, a fost un foarte bun fotograf și a adus multe imagini ale satului Suseni și celelalte componente în perioada aceasta interbelică. Și m-am gândit așa, câte lucrări de ale domnului Nicolae Braniște vor fi citate în lucrări de doctorat la tezele susținute astăzi. Noi, cei din sat și din comună, ne mândrim cu această familie. Am fost permanent în legătură cu domnul Nicolae Braniște, care la ora actuală este cel care este cel mai puternic, alături de doamna Paula Romanescu, sigur că da. Și totdeauna avem și noi un regret că domnul Nicolae Braniște n-are acolo o căsuță mică cu o tindă și cu o daie care două, trei zile sau o zi cât va sta pe pământurile noastre ale susenarilor să putem să ne întâlnim la o cafea sau la o discuție. Dar pentru noi rămâne un pilon de bază, este membru al Asociației Culturale Rovine, poezia dânsului a prezentat mereu locurile natale a bunicilor dânsului, a prezentat foarte bine și lupta de la Rovine, a scris mult în revista noastră Buletin Cultural Rovine, ne-a susținut pe unde am fost și nu s-a mândrit totdeauna cu susenii. În încheiere vreau să-i mulțumesc domnului Nicolae Braniște să fie așa alături mereu de noi, de la cei de la Suseni. Am vorbit cu doamna directoare a școlii de la Suseni, care poartă denumirea de Marin Braniște, și ea ne ruga, bunicul dânsului, și ea ne ruga ce frumos ar fi dacă un nepot al lui Nicolae, al lui Marin Braniște, ar veni și ar vorbi elevilor de la școala noastră. Eu vă mulțumesc. Am primit invitație. Braniște, dacă mai aveți ceva de spus,
Vă rog frumos. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți, dar și celor care vor urmări această emisiune a Centrului Cultural, care ne-a primit de fiecare dată aici prin doamna directoare Elena Salub. Și sper ca să ne întâlnim și la lansarea unui alt volum anul viitor, pentru că anul acesta sunt prins în prea multe activități pe care trebuie să le duc la bun sfârșit. Chiar la Suseni am fost invitat de către cei de la asociație pentru a marca lansarea acestui volum și a celor 8 decenii și a faptului că eu mă consider un fiu al satului de acolo, deși cea mai mare parte a timpului o petrec la Jupânești, în partea cealaltă a județului, în nordul județului, fiind acaparat de soție. Așa cum sunt de obicei acaparați de muze, bărbați. De da, muză. Da, de muze. Așa, da. Așa, muza așa. Mea e stăpână, am spus. Vă mulțumesc încă o dată și sper să citiți cu plăcere ceea ce am scris și să ne vedem la Cenaclu. Da. Nu mă rămâne decât să mulțumesc din suflet primăriei Pitești, Centrului Cultural Pitești, condus de doamna director Carmen Salub cu atâta fermitate și eleganță. Și cu acestea fiind spuse, sper că am adus, așa cum v-am zis de la început, un pic de culoare, hrană, nu numai pentru trup, dar și pentru sufletul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți.